Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine m-a regăsit! Un material, mă rog, un subiect, un scandal în care am tot evitat să ne băgăm până când nu aveam opiniile contradictorii prezentate în același material. Și avem și tabăra acuzatoare. Și ce să vezi, cealaltă tabără e tot acuzatoare. Două tabere care se acuză reciproc. Da, dacă... care, subiect care, evident, după seria de scandaluri de la Spitalul Județean Suceava, nu face cinste instituției, nu face cinste nici profesiei halatului alb, nu face cinste nici orașului. Îngerilor în alb, cum era în pandemie la început. De obicei... Îngerilor în halat. Minus cu minus dă plus. De regulă. Dar aici minus cu minus de în minus. În științe, da. De, cu medicina minus. E o știință, da. Da. E trist ceea ce se întâmplă la Spitalul Județean Suceava. Am mai vorbit așa, dar eu chiar am fost așa implicat. În ce sens? Am vorbit și cu unii și cu alții. Am primit telefoane, am dat telefoane, dar mă încearcă un sentiment de tristețe, pentru că Spitalul Județean Suceava... Au pus mâna pe niște băieți. Niște băieți, așa, și au văzut ce avem noi aici. Avem un loc unde să facem bani. Și dacă nu, facem avem bani... Avem un om unde să salvăm bolnavi. Nu. Avem, să vindecăm bolnavi. Avem un loc unde să facem bani. Eu am, mai cunosc așa în lumea asta medical și mai cunosc și care predau pe la medicină și care... Și discuții așa între cei care termină facultatea, evident, nu toate. La ce mergi? Păi mergem la aia că acolo se fac bani. Adică la specializare, știi? La ce specializare? Nu mergem pe talent și pe chemare. Mergem să facem bani. Deci gradul de lăcomie în sistemul de sănătate este foarte mare și este nedrept să se spună, chiar este nedrept, să se spună că sistemul de sănătate din România este subfinanțat. Pentru că dacă ar fi subfinanțat... Sistemul public, da. Sistemul public, dacă ar fi subfinanțat, n-ai câștiga bani cu găleata, cu roaba. Ei duc banii acasă cu roaba. Asta e cel mai deranjant. Că bătălia asta e foarte mare orgolic. Care e mai tare? Hai să ne arătăm mușchii. Și pentru bani. Că să facem cât mai mulți bani. Să ducem acasă bani. Este o competiție care își face vila nu știu cum... care merge nu știu unde prin excursii, 3 excursii pe an, 4 excursii. Nu, pe lună, Sorin. Cum ai zis și congrese plătite de instituțiile farmă. Păi nu știi când e Paște, e închis, când e baia, e închis, nu găsești. Bun, teoretic în, spital, teoretic, da. În spitalele nu. Publice nu e închis nici dar de Paște, nici de Crăciun. Dar fac în așa fel încât, mă, fă-mi tu aia, eu mi-au liber. Deci e o competiție. E o competiție să... care își face casă mai mare, care își ia mașină mai tare, care are gagică mai nu știu cum și care merge în excursii mai nu și știu tu, cum. Și tu, Consiliul Județean Suceava, construiești locuințe de da, tip ANL pentru săraci. Medici? Pentru săraci. Da, pentru că li s-a suflat în fund, ăsta este termenul, pentru că este această criză a personalului medical care este peste tot în lume și în special în Europa de Vest este criză. Și e cererea și oferta, așa îi spun, bă, strâmbă din asta. Ar mai fi așa o criză dacă medicii ar fi mai odihniți câtă vreme dar și-ar vedea de serviciu? Dar unii sunt foarte odihniți. Nu, dar unii sunt foarte... Unii sunt foarte odihniți, alții numără 36 de ore pe statul de plată. Te șantajează, spune mă, nu-ți convine, nu-mi dai așa, aia am plecat și plec în străinătate. Însă, dacă ai mers în străinătate, ca orice român, știi că românul câte e acasă, scuipă pe jos, aruncă chiștoace, face mizerie, face scandal până merge, dă cu pumnul în masă, așa. Dar când merge înapoi la muncă, unde el, în Italia, Spania, Franța, Germania, așa, chitic, nu zice nimic. Când e acasă are doar drepturi, aici când e în afară e așa, are și obligații. E în foia tare. Așa și medicul. Medicul când merge afară, dar nu... Și acolo sunt oameni și oameni cu ranchiuni, cu discriminări. Cum uite mă, au venit și ăștia. Și nu este viața ușoară. Da, mergi în Franța, în Anglia, în Germania. Nici acolo nu-s câini cu olaci în coadă și tot. Din contră, e dorul de casă, se mai... Da, plec în străinătate. Și de-aia li s-a suflat în fund. Dă-le locuință, dă-le alea.
dă-le 1000 de euro pe lună. Mii. Dar nu 1000, 2000. Mii. Școală de euro. Plătită de stat? Da, bun, nu mai intrăm în asta. Plătită da, de stat? Bun, ok. Da, hai să ne facem treaba. Și e trist pentru că acest spital a fost confiscat. Este anormal ca un spital public să fie confiscat pe persoană fizică, persoana fizică Alexandru Calancea. Eu m-aș gândi și la altă posibilă variantă, nu neapărat că e cea corectă. Te rog. Poate că e prea multă democrație în spital. Nu, și aici e democrație. Hârjoneli în spital au existat din totdeauna, doar că da, nu ieșeau pe porțile spitalului. Amintește-ți în mandatul domnului Râmbu, da, știu ce spui, nu transpira mai nimic dar nu, din spital. Către, nu, dar este anormal, eu și asta, domne, nu, asta nu e loc de joacă. Știi cum sunt niște băieți care ei au pus stăpânire pe o parcare și joacă numai pătrățica și tenis cu piciorul. Și e a lor. Stai mă că nu e a voastră. Locul ăsta noi trebuie să ne parcăm mașinile. Că uite, e parcare, știi? Nu, mă, că e a nostru de acum. Doamne, dar nu-i parcare aici, lasă-mă să-mi pun mașina. Bă, tu n-auzi că jucăm numai noi pătrățica și tenis piciorul și... Așa e la spital. Ei au pus stăpânirea, se ceartă între ei. Ei vin la serviciu să se certe, vin să-și spargă ușile, vin să se plângă la DICOT, la DNA, vin să se împingă unii pe alții de la bani. Vin așa și domnul Calancea, el stă acolo și tronează, parcă e spitalul lui de acasă. Parcă a venit el de acasă cu spitalul și l-a pus aici și s-a făcut șef. Dar este anormal. Și aici este vina Consiliului Județean Suceava. Unde e Consiliul de Administrație al Spitalului Județean Suceava în povestea asta? L-a furat. Păi, hai să vedem pe cine anunțăm. Nu, deci domnul Bădăriță, care e președinte al Consiliului de Administrație, eu am mai vorbit cu el. Este profund mâhnit. E profund mâhnit, pentru că omul a încercat să facă și știu că s-a zbătut. Și eu sunt profund mâhnit, dar n-am nicio putere. Cătălina, zic eu și consiliile astea de administrație, că știu. Astea sunt făcute, deci la noi legislația este făcută ca să fie făcută, nu ca să meargă treaba. Deci nu ca să meargă treaba. Aici ce ar trebui să se întâmple la Consiliul Județean? Ar trebui ca acest Consiliul Județean, în care lucrează câțiva oameni și restul trândăvesc, deci ăsta este termenul trândăvesc, ar trebui desfințat compartimentul juridic. Desfințat, dați afară toți. Afară, n-au nicio treabă. Este anormal ca tu ești proprietarul spitalului să nu faci un regulament astfel încât în cazuri excepționale cum este acesta să vii și să poți interveni. Deci compartimentul juridic trebuie desființat. Domnul Bădeliță, ce să fac? El vorbește, dar n-are ce să, efectiv n-are ce să fac. E la un an de mandat al domnului Calancea, se poate face o evaluare a activității. Dar nu este normal așa. Adică, nu, bun, am luat concursul, domnul Calancea a luat, bă, dar nu e stăpân. E o diferență între manager și stăpân. Este o situație excepțională pe care tu nu ai știut să o gestionezi. Ar fi, s-ar putea da demisia de onoare. Dacă să-ți dai demisia de onoare, îți trebuie onoare. Asta e obligatoriu, că de-aia se cheamă demisie de onoare. Dar în rest, pentru că acum normal ar fi fost ca domnul Calancea să fie dat afară. Și eu, și chiar am propus într-o discuție cu cineva, eu aș desfința acest compartiment de cardiologie investițională. Intervențională. L-aș desfința, că și în urmă cu câțiva ani n-a că fost. Și așa funcționează cu medicolaborator, Sorin. Da. Și de ras... Varianta preferată e aceea să se lucreze cu medicolaborator. Da. Deci anulat, de desfințat compartimentul ăsta și de făcut un contract de colaborare cu o firmă așa, dar eu aș desfința de tot. Păi da, acest contract de colaborare de aici, e una dintre cauzele nu, de la care dar de desfințat cardiologia intermen. Dom'le, nu e normal. Bă, voi n-ați adus, băieții ăștia n-au adus niciunul, o pensetă, un cateter, sper să nu zic așa, un pansam, ei n-au adus nimic de acasă. Deci niciunul n-a adus nimic. Și ei se comportă ca și cum e cabinet privat. Privat, privat, privat. Bă, dar măcar din respect pentru oamenii ăștia care... Cine a dat? Guvernul, Consiliul Județean, din spitalul, din ce a făcut el. Casa economie. De Sănătate, de așa, conturi de intervenție. Pentru aparatura aia cumpărată, pentru alea. Mai ai făcut acolo să
rezolvați problemele oamenilor. Nu să vă certați voi, dar ei consideră că e al lor, fără să aibă absolut nicio contribuție. Dreptatea e al lor. Da. Așa consideră fiecare tabără. Eu, așa, adică n-am auzit nicio tabără să spună până acum am greșit la 1, 2, 3, 4, dar de aici mai departe nu e vina mea. Nu, deci trebuie ras, adică eu aș desfința această cardiologie investițională. Deci ce aș face dacă și s-ar putea? Consiliul Județean să facă o ședință extraordinară, așa ar fi normal. Bine, acum e și domnul Flutur e în concediu medical. E o problemă aici, că ai văzut că n-am comentat cu Gheorghe Flutur nimic. Eu despărțim un pic ape. Dacă era la serviciu, alta era situația. Aș vedea în așa fel încât să găsesc portița prin care să-l dau afară pe Alexandru Calancea. El trebuie dat afară de acolo. N-are ce să caute ca manager. Și de desfințat cardiologia intervențională. După aceea, de pus un manager la Spitalul Județean Suceava. Un zbir sau altfel de manager? Un manager, n-am zis zbir. Dom'le, și cu zbirenia asta? Dom'le, până la un punct merge. Dar și aici, cu unul ești, pentru unul ești mumă, pentru altul ciumă. Adică nu-i zbirenie pentru toată lumea. Îți trebuie un om care să fie mediator și moderator. Asta trebuie să fie managerul. Nu trebuie să fie un încăpățărat. Deci dat afară Alexandru Calancea și desfințat secția de cardiologie intervențională. După aia pus un om, așa, și de refăcut secția de cardiologie intervențională. Cu concurs, cu facem reguli de la început, pleacă toți care sunt acolo. Nu, besecție, așa, ăsta e fișa postului. Fișa, că nu s-a semnat fișa postului, că domne, dar numai în Suceava e cardiologie intervențională. Dă-mi o fișa postului de la Bârlari, situația de la putea să fie, Cluj, de la Timișoara. Și poate în continuare să fie nu cu repetiție poate. Pe oricare secție din acest spital să fie cu sau da, din oricare da, spital da. Din România. Da. Dator, din cauza acestor orgolii, din cauza și a banilor, a prea multor bani. Unor preocupări copilărești adolescentine, din cauza unor inimi prea înflăcărate. Așa, și inimi, așa, dar și lăcomie multă. Și multă lăcomie. Că revin la ce am spus la început, e prea mare lăcomie. E competiție. Competiție între medici și familiile lor. Pentru că și familiile, știi? Că zice, dacă vine nevasta acasă și doctoriță, tu îi spui și tu ești sculer matrițer, da, uite că doctorița aia, uite ce și-a făcut, tu ce faci acolo? Dacă soțul e doctor, dar tu ce faci? E o competiție între ei. E fandoseală multă. Când mergem la o cumătrie, la o nuntă, e concurs. În zona artistică poți să înțeleg, știi? Sorin. Nu, că există o competiție, că e concurs pe cine cântă la mai multe nunți. Și așa mai e. Câți urmăritori au pe Facebook și alte lucruri. Dar aici nu e mai rău ca la o nuntă cu strigături, cu bătăi. Nu știu, e ca la țară aici, ce se întâmplă la Spitalul Județean. Zic că vorbim de niște oameni care au făcut poate cea mai multă școală dintre toate corect, profesiile. Sunt de acord cu tine, nu se cunoaște. Sunt niște oameni care au umblat în foarte multe medii înalte din țară și străinătate. Era sunt niște oameni care vorbă cu dibăcia lor și știința lor au menirea să salveze vieți. Da. Iar fuste din astea ridicate în public, cum e o vorbă, nu se întâmplă de regulă în profesii cu oameni foarte bine educați ca aceștia. Asta vezi tu când vin toate, când vine lumea la o petrecere foarte aranjată, cu poșete, cu mii de euro, cu brățări și toate scoase din cutie și după, pe la 12-1 noaptea, depinde cât se consumă, dacă stai și auzi ce vorbesc. Adică mie mi-ar fi fost rușine și să fiu în tabăra acuzatoare 1 și să fiu în tabăra acuzatoare 2. Deci e chestia de asta. Și asta, nu, dar asta e un fenomen și asta e și la suprafață. Dar invidie... Și e doar zgriată da, suprafață. E că... invidie, bârfă, lăcomie, dorință de navuțire rapidă și cum și fudulie din asta. Asta este o caracteristică a societății noastre. Dar aici, fiind vorba de foarte mulți bani,
este mai accentuată. Pentru că nu știu, adică eu nu sunt crescut așa, nu am făcut avere niciodată, n-am știut, n-am putut, n-am vrut, mai multe. Eu nu înțeleg sumele de bani. Ce poți să faci cu banii pământului, da, nu? Da, așa, eu mă despun așa, nu mă sparg în figură, și n-am cu ce. Și doamne, dar este frustrant și strigător la acel moment în care tu câștigi tone de bani. Tone de bani. Să te mai și dai în spectacol, să faci circul ăsta și să consideri în bătaie de joc o instituție publică ca fiind propria ta proprietate, proprietatea ta. Asta este inexplicabil. Domnule, în loc să își vadă fiecare de treaba lui, fă aia, să managerul, hai mă să vă împăcați, tu cu aia, tu uite locul tău, e aici. Eu cred că în centru este binele pacientului. Nu există și așa ceva. Și dincolo de orgoliile evident, tuturor, peste că, orgoliile că nu te tuturor. Duci acolo, că, na, ca să vină lumea la tine, trebuie să te știe de bun, că dacă nu ești bun, nu mai vine lumea la tine. Normal că faci, dar scopul principal este cel de făcut bani. Și ca să ajungi să faci bani, tu trebuie să știi meseria. E accesibil, da. Că dacă și nu știi meseria, și de găsit. Nu, da. Bea, și nu, că nu-ți vine nimeni. Adică noi nu vorbim despre meserie aici. Nu vorbim despre faptul că unul nu știe, că altul știe. Nu. Vorbim despre principalul scop. Este acela de a prinde și funcții în cazul lui Alexandru Calancea, că îi plac funcțiile, și bani. Și în cazul celorlalți care acuză? Bani și orgolii. Deci la fel, niciunul nu e... Unde e doctorul Haret în povestea asta? Păi doctorul Haret e și el... Personal contractual. Da, deci toată lumea... Deci doctorul Haret câștigă o tonă de bani. Este un doctor foarte bun, eu știu, îl cunosc nu foarte bine. Nu este salariat al spitalului. Nu, este evident. Dar... A fost... A plecat. Nu, dar scandal. A fost nici atunci. Tot contractual. Deci vorbim despre acest grup de patru cetățeni, Alexandru Calancea, Roberto Haret, Paul Turcoman și Laurean Blaga, care fiecare are partea lui de vină și toți consideră că trebuie să facă bani și să-și ostoiască orgoliile. Mulțumesc, Sorin, pentru discuția de astăzi.